Bună seara! Cum v-am promis, astăzi vom discuta despre cadouri și despre acțiunea de a da cadouri. Am fost inspirată pe de o parte de sărbători și pe de altă parte de un podcast pe care l-am ascultat, cred că săptămâna trecută. O să las linkul, nu știu ce am făcut la păr aici, nu-i bine. O să las linkul podcastului în descriere, dacă vreți să-l ascultați cap-coadă. Este podcastul mai mare, să zicem. Se numește Hidden Brain. Este unul dintre podcasturile mele preferate, e despre chestii legate de psihologie, sociologie, neuroștiință, foarte interesant, 100% recomand dacă vă interesează subiectul. L-am pestis cu aici la picioarele mele, doarme și trebuie să am mare grijă să nu-l lovesc, dar o să vă las link către episodul în cauză și anume despre cadou. Aș fi vrut să facem clipul ăsta în timp ce împachetez cadouri, dar... Unul la mână am realizat că nu mă pricep la pachetat cadouri și tot timpul ies varză, dar oricum nu asta e important, că se trece rapid, să zic așa, prin asta. Ideea e să fie acolo cât de cât ceva drăguț. Nu trebuie să fie perfect. Și doi la mână, nu pot să înregistrez în timp ce împachetăm cadourile pentru că clipul ăsta apare înaintea acțiunii de a le oferi. Le oferim pe 24-25, deci da. Așa că doar discutăm. Și ca să... facem ceva în timp ce discutăm. Mi-am propus să mă machiez un pic ca să am ce de machiat. Nu, dar mi-am cumpărat un produs nou și voiam să-l încerc. Ăsta este de la Purito, este Chica Clearing BB Cream nuanța 23 Natural Beige și-l aplic cu un burețel de sigur. Nu pare neapărat potrivită nuanța. Mie pe site îmi părea ok, dar este ceva mai închisă. Da, hai să vedem cât de închisă. Ok, și să discutăm despre cadouri. Că toți suntem în perioada asta în care se oferă și se primește. Până la urmă, cred că e totuși destul de potrivită nuanța. Uitați-vă cum arată pe bucata asta. Așa zice. Foarte interesant ce spuneau oamenii în acel podcast. Foarte, foarte pe scurt, așa, să vă fac un mic rezumat. Se analiza gestul în sine, în principal, și cadourile care sunt, în general, alese. Și cum... Atunci când oferim cadouri, de multe ori avem tendința nu să ne gândim la cel care primește și ce l-ar bucura pe el, ci mai degrabă să ne gândim la noi. Acum nu neapărat intenționat, desigur, probabil sunt și unii oameni care o fac intenționat, neintenționat, dar să ne gândim la modul să părem și noi niște oameni, nu știu, care ne-am gândit, care am depus efort, care au surprins, care... adică să avem și noi ceva de câștigat din toată treaba asta. Și atunci, de multe ori, fără să ne dăm seama, ajungem să nu facem chiar cele mai potrivite cadouri. Se întâmplă. Cred că ni s-a întâmplat tuturor să primim, dar să și oferim niște cadouri neinspirate. Îmi place foarte mult acest produs până acum, la prima vedere, așa. Hai că mi-am pus un pic și în sprâncene, că de ce nu? Și se discuta un pic de... dorința asta de a surprinde tot timpul, să fie neapărat un cadou surpriză, să nu știe absolut deloc omul respectiv ce primește și să fie totul super wow atunci când deschide cadoul. Și, mă rog, ei discutau în baza unor studii, adică e foarte interesant de urmărit tot podcastul. Eu acum vă exprim ce am rămas eu cu din toată treaba asta și ce m-a marcat pe mine. Dar spuneau că, în general, oamenii când au fost întrebați de cadourile primite, factorul acela surpriză a contat cel mai puțin, adică a fost drăguț fix pe momentul respectiv, după care a fost uitat. Și dacă cadoul nu a fost neapărat ceva de care omul respectiv fie să aibă nevoie, să aibă utilitate, fie să și-l dorească, nu prea a mai contat că a fost surpriză sau nu. Adică mai important ar trebui să fie ce oferim decât să fie surpriză sau nu. Cam asta ar fi pe scurt cu ce am rămas eu. Iar tipul care era invitat și care discuta de treaba asta, el sociolog fiind, a convenit cumva cu familia lui asupra unei activități pe care îmi doresc foarte mult să o preluăm și noi. Am pus și pe Instagram de treaba asta și am văzut că mai erau persoane care deja făceau, ceea ce mi se pare foarte tare că eu până acum nu m-aș fi gândit. Dar ca să vă dau context, noi când avem sărbători de genul, cum sunt acum, Crăciunul, dar și zile de naștere și așa mai departe, când se oferă cadouri, am început să ne întrebăm direct. Noi în familie mă refer. Ce-ți dorești tu? De ce ai nevoie? Sau ce ți-ai cumpărat? Sau ca să fie un cadou potrivit, să zicem. Și de câțiva ani deja facem treaba asta și mi se pare că este mult mai util. Adică e toată lumea bucuroasă cu ce primește
Sunt bucuroși și cei care oferă, că nu trebuie să treacă prin procesul ăla super stresant de aolo ce o să iau cadou. Și sunt bucuroși și cei care primesc, pentru că își primesc ceva ce și-ar fi cumpărat și ei. Dar ce propunea domnul acesta, și mi s-a părut interesant și cum spuneam, aș dori să preluăm și noi, pentru că în felul ăsta o să vedeți că se păstrează cumva și elementul de surpriză. Evident, cum facem noi momentan, am zis, ne dorim X lucru, o să primim X lucru. Deci nu mai este deloc surpriză, dar este în continuare un cadou fain. El cu familia lui și-au făcut așa, au făcut un document shared, la care au toți acces, un Google Docs, un nu știu ce are fiecare la îndemână, și își trece pe parcursul anului fiecare acolo ce chestie își mai dorește. Chestii mai mici, chestii mai mari, pur și simplu sunt trecute acolo dorințele. Și în momentul în care vine o aniversare, o sărbătorire, o ceva, ai de unde alege. Și atunci se păstrează și elementul surpriză, pentru că nu știi care dintre toate lucrurile trecute de tine acolo va fi oferit cadou când. Și mi se pare că așa scapă și toată lumea de un stres cu alegerea cadoului, poți să-l iei și din timp, ceea ce mi se pare și mai tare, să nu te trezești cu, nu știu, o săptămână înainte de Crăciun, că s-ar putea să n-ajungă, că trebuie să vină din nu știu ce țară, nu știu. Chiar mi s-a părut o idee tare, sper să convingem pe toată lumea să folosim un Google Doc și să ne descurcăm cu treaba asta, vom vedea. Dar sunt curioasă dacă sunt pe aici oameni care fac asta sau ceva similar în orice caz, nu știu. Eu, de exemplu, cum începusem eu de capul meu să fac în ultimii ani, ca să ușurez în primul rând mie treaba și ca să mă asigur și că oamenii dragi mie primesc ceva ce îi face cu adevărat bucuroși, aveam un folder în telefon, un fișier, unde aveam lista oamenilor cărora voiam să le fac la un moment dat cadouri, de orice fel. Și când random prin discuții sau mergând la cumpărături sau pur și simplu ascultându-i, aflam că și-ar dori X lucru sau X, nu neapărat lucru până la urmă, sau X experiență, pentru că și astea mi se par niște cadouri foarte frumoase de oferit, care sunt de multe ori trecute cu vederea, poate discutăm după aia și de experiențe, dar de câte ori auzeam ceva menționat că și-ar dori persoana respectivă, pac, mă retrăgeam un pic sau cum prindeam o clipă liberă, intram repede pe telefon și notam acolo. Adică să nu vadă omul respectiv că îmi notez ce vorbește el, dar astfel încât să nu uit nici eu pentru când va veni momentul că aș putea oferi acel lucru cadou. Palețica asta de la Natasha Denona, am două. O am pe asta și încă una. N-au prețuri mici, dar mi se pare niște palete foarte mișto, atât de folosit de zi cu zi, cât și de luat în vacanțe, că-s micuți așa. Da, deci eu așa făceam. Și aveam acolo frumos lista și apelam tot timpul la ea când era cazul. Dar cum ziceam, sunt curioasă cum faceți și voi ca să vă ușurați un pic treaba asta cu oferitul de cadouri, să fie și toată lumea fericită. Și cum spuneam de asta cu experiențele, mie mi se par de multe ori, atâta timp cât persoana respectivă, mă rog, n-are o dorință specifică cu ceva fizic, mi se par cadouri mult mai frumoase. Orice de la o mini-vacanță undeva pentru parteneri, de exemplu, mi se pare un cadou fain de oferit, cum am fost noi de ziua lui Andrei, de ziua Ioanei, la fel și chestiile astea de genul mers la un escape room, mers la un, cum se mai numea, camera aceea în care distrugi lucruri și zvergi nervi și nu știu ce, mi se par iarăși foarte potrivite pentru oamenii care adună mult stres, poate la muncă, la job, eu știu, în alte contexte și au nevoie să-și verse un pic. În perioada asta, cred că și cu târgurile de Crăciun, poate fi o surpriză frumoasă să-i oferi cuiva. Eventual scoți, uite, te scoți la cumpărături la târgul de Crăciun, îți alegi ce dorești tu de acolo și avem și experiența asta împreună, ne dăm o roată, că acum au adus și roată la târgurile de Crăciun în București, mi se pare foarte drăguț, nu am apucat să mă dau. Noi am fost la târgul de Crăciun doar la cel din drumul Taberei, din parcul Moghioroș, pentru cine e din București, să mergeți, pentru că toate ilustrațiile alea drăguțe, Sisco, toate ilustrațiile alea drăguțe cu spiriduș și cu zâna și cu toate cele sunt făcute de Ioana, de cumnata mea, ca să vedeți cât de talentată e. Și e singurul târg la care am ajuns, pentru că am fost acolo că voiam, evident, să vedem creațiile ei și să ne facem poze cu ele. Sisco, de ce-ți bagi nasul în paletele mele? Ce băia frumos ești, pupate-aș. Din păcate, în schimb, sunt destul de aglomerate târgurile de Crăciun în perioada asta. Nu știu dacă ați ajuns. Noi am fost chiar în timpul săptămânii. Nu, n-am fost în timpul săptămânii, my bad. Am fost în weekend, aia era aglomerat, dar era weekendul cu 1 decembrie în care jumătate de București oricum era plecat, deci nu pot să-mi imaginez cum era în altă perioadă.
să aplic un pic cu degetul niște sclipici. O, am uitat ce intens este acest sclipici. Eu anul acesta, pentru că îmi doream, de anul trecut începusem un pic să mă joc cu ideea asta și mi-am dat seama că, anul ăsta mi-am dat seama că chiar îmi doresc, am cerut de la moșu, de fapt nu de la moșu, de ziua mea mai degrabă, de fapt de la toate, că nu e un cadou mic, dar un Nintendo Switch. Este o consolă din asta micuță pe care te poți juca. Și mi-am dat seama că n-am mai cerut așa un cadou pur și simplu doar de distracție, deci doar pentru copilul din mine, să zic așa, de foarte, foarte mult timp. Când am mai fost cadouri, au fost în general cadouri utile. Au fost în general cadouri utile, fie chestii legate de fotografie, video și așa mai departe, fie chestii legate de hobby-uri, chestii cu păsări, de exemplu binoclu, hrănitoare de păsări și așa mai departe, dar ceva pur și simplu de distracție, de pierdut vremea, să zic așa, între ghilimele, nu cred că am mai cerut de mult. Și consola asta a venit la fix. Cred că de-aia a durat și un an de zile să mă hotărăsc că o vreau, pentru că simțeam cumva că nu neapărat că nu o merit, cât că ce să fac eu, un om la 31 de ani acum curând, cu o consolă de jocuri video. Și apoi mi-am dat seama cum ce să fac, să mă relaxez și eu. Când am și o pauză, când am și o zile libere, să stau să mă relaxez, să mă simt bine. Oricum mă joc pe telefon când am chestii de genul ăsta. Deci știu că m-aș folosi de ea, să zic așa. Dar una e pe telefon, alta e pe consolă, odată, se găsesc alte jocuri. Și doi la mână, pe telefon, dacă intru să mă joc ceva, că am poate o pauză de 15 minute, sunt tentată să mai pierd vremea și pe alte chestii, alte platforme de social media, unde poate nu-mi doresc să pierd vremea atunci, că pierd vremea suficient în alte dăți. Așa că ăsta ar fi felul meu de a controla un pic lucrurile și de a intra doar să mă joc, plus că, să fim sinceri, jocurile pe telefoane, cele mai multe dintre ele, au atâtea reclame, au în continuu, deci odată la, nu știu, 2-3 acțiuni, pac, mai bagă o reclamă, ceea ce devine foarte frustrant. Așa că dacă pot avea ceva fără toate lucrurile astea, mă bucur și este un câștig pentru mine. Și primul joc pe care vreau să-l încerc și probabil cel pe care îl voi juca și cel mai mult, bănuiesc, este Animal Crossing. Mai e cineva pe aici care joacă? Știu că a fost foarte mare în pandemie. S-a lansat jocul ăsta fix atunci când a început pandemia și începuseră oamenii să stea foarte mult în casă, să nu mai aibă ce să facă și am văzut la foarte mulți oameni au început să se joace și petreceau foarte mult timp în joculețul ăsta și acum mi-a venit și mie rândul. Deci sunt curioasă dacă avem pe aici oameni care au insulă pe Animal Crossing și care vor să devenim prieteni. Odată ce primesc, o să fac public contul. Adică nu știu cum funcționează, dar bănuiesc că e un username sau ceva și să ne putem împrieteni și să ne putem vizita. M-am uitat la niște gameplay pe internet, dar încă nu știu foarte multe ce-i drept. Rujulețele astea, ia stai că nu-l vreau pe ăsta. Dar gama asta de la Sephora se numesc, cum se numesc ele? Nu știu. Sephora. Arată așa și vin cu căpăcelul ăsta rotund unde e culoarea și ăsta este 09. Nu știu dacă e 09 sau 06. Sunt foarte mișto. Sunt rujuri clasice, ușor hidratante, dar foarte, foarte pigmentate și care rezistă și destul de bine pe buze. Iată cum arată machiajul final. A fost un machiaj foarte simplu, realizat și rapid. Adaugă... Nucșoară. Momentan lucrăm să-l socializăm pe Nucșoară cu Cisco, cu alte animăluțe, de fapt, pentru că după operație destul de reticent așa și se teme. Și asta se întâmplă acum. O să mă duc să intervin un pic, revin. M-am întors. Nu-i treabă ușoară cu fostering-ul, mai ales când sunt și animăluțe cu probleme la care trebuie lucrat, dar e o treabă care îți umple sufletul, asta cu siguranță pot spune. Și merită fiecare efort în plus, merită tot, ce să mai... Avem cu Nucșoară de făcut exerciții și acasă. Am fost astăzi la fizioterapie, am stat o oră jumătate acolo doar ca să am grijă de el și să îl păzesc și să-l încurajez. Și e interesant așa. Ia uite, acum așteaptă mititelul să-l scot din cușcuță, să iasă în lume din nou. Începem din ce în ce mai mult să lăsăm tot mai mult liber. Încă e bine să-i restrângem așa activitatea, dar din ce în ce mai mult are parte și el de ore întregi petrecute în cameră, mai ales că e foarte cumințel, chiar nu a făcut nicio prostie până acum.
Deci am încredere în el. Trebuie doar la asta să lucrăm, la socializat, pentru că el se simte practic cumva încolțit de celelalte animale. Nu știe evident că este în siguranță, că nu o să-i facă nimeni nimic. El e doar un cățel care știe că nu se poate apăra momentan fiind operat și preferă să devină defensiv decât să fie nevoie altfel. Așa că trebuie să lucrăm să capete încredere și în el și în alte animale. Știu sigur că vom ajunge acolo. Sper că v-a plăcut și discuția despre cadouri și că v-a trezit măcar un pic interesul legat și de acest podcast. Să încercați să aruncați un ochi, îl puneți acolo pe fundal când spălați vasele sau faceți niște curățenie prin casă, că eu așa mai fac, sau când merg cu autobuzul și e oricum timp, între ghilimele, mort așa pentru mine. Așa că ce vă urez eu anul ăsta este să primiți cadouri pe care vi le doriți cu adevărat sau care să vă fie utile, să oferiți cadouri care să fie apreciate și mai mult decât atât să aveți niște sărbători liniștite, așa cum vă doriți. Nu știu sigur dacă ne vom vedea și mâine sau nu, vedem în funcție de cum am programul cu nucșoară, că momentan el îmi dictează totul. Așa că, în caz că nu, vă îmbrățișez, vă pup și ne auzim data viitoare.